În contextul avertizării de cod galben și cod portocaliu de ger, vânt și ninsori, reprezentanții sucursalei regionale de transport feroviar de călători Constanța aduce la cunoștință următoarele modificări în programul normal al trenurilor. Pe secția Constanța-Mangalia, R8395, în data de 25.02.2018, avea plecarea programată la ora 20.45. R8382, 8383, 8384, 8385, 8388, în data de 26 februarie 2018. De asemenea, pe secția Constanța-Megidia-Tulcea-Oraș, R8652, 8655 și 28655 în data de 26 februarie 2018, R8652 în data de 27 februarie 2018. Pe secția Ciulnița-Slobozia Veche, trenurile R8580, 8581, 8582, 8585, 8588, 8587 în data de 26 februarie 2018. Pasagerii care și-au programat călătorii în perioada imediat următoare sunt rugați să se informeze din timp la numărul de telefon 0241 666 952 sau la 0241 9521 informații trafic intern cu privire la circulația trenurilor.